mai e ceva, care am tot discuții, că de asta am spus, refuză dialogul pentru că el se crede împărat și noi ceilalți suntem slugi. Aia e marea mea problemă. Și inclusiv când am plecat din Suedia, mi-a dat președintele Dedu un mesaj și mi-a spus ar cam trebui să nu ne mai puncte între noi. Și am spus, sunt de acord cu tine, dar trebuie să începem să avem dialog. Deci tot ceea ce spun la mine, sunt în telefon, sunt cu probe. În momentul de față sunt în contact cu domnul Dedu? Nu. În momentul de față, domnul Dedu, după ce au apărut acele scandări și acele mesaje împotriva lui sau la adresa lui, venite din partea galeriei, mi-a dat un mesaj și mi-a arătat un mesaj pe care l-a primit soția dânsului și m-a acuzat că i-am dat numărul de telefon. Dacă dânsul crede că trebuie să-i dau numărul de telefon, el fiind o persoană publică, una la mână și doi la mână, dacă dânsul crede că eu îi pun pe suporte sau instig, înseamnă că are chiar o mare problemă. Înseamnă că chiar are o mare, înseamnă că cei care au fost în Piața Victoriei când a fost la vremea respectivă, la fel au fost și toate celelalte. Sau când e Dinamo Steaua și ies galeriile și se mai încing între ei, înseamnă că Becali cu Negoiți au zis hai să facem și un ring de box să vedem care. Deci de asta v-am spus că, din păcate, furia și, nu știu, Dedu, din punctul meu de vedere, nu mai este acel Alexandru Dedu care a venit la Federație. Din păcate, o spun, nu mai este acel Alexandru Dedu care a venit la Federație. Ce l-a schimbat, el știe. I-am și spus, o vezi că ai sfătuitor proști, da? Vezi că te duci din ce în ce mai în jos, dar încă o dată, s-ar putea interesul lui să nu mai fie handbalul. Am înțeles. Și care să fie atunci? Întrebați-l pe dânsul. Sperați la o soluționare, scuze-mă Marian, sperați la o soluționare în perioada următoare? A spus că Dinamo va lupta până la capăt pe orice pârghii deja pentru a anula această regulă. Da, noi înainte, după ce a dat acea decizie și ajungând în sală și văzând jucătorii cât sunt determinați. Da. A doua zi, după ce am avut discuția, a doua zi venind, eu dând iarăși două sau trei interviuri, venind, mi-am dat seama că ei urmăresc absolut tot ceea ce declar, absolut tot ceea ce se întâmplă. Și atunci am zis stop, nu mai are rost să vorbesc, nu mai are rost să spun nimic, pentru că le mut atenția de la meci. Și atunci am făcut-o în privat, ne-am adunat, am primit nenumărate telefoane de la oameni dedicați sportului, oameni politici, oameni avocați, da? Care ne-au dat o grămadă de soluții și care doresc foarte tare să se întâlnească cu noi, să ne spună, da? Ce avem de făcut, pentru că absolut totul e un fiasco. Și avem pârghii să schimbăm. Și atunci, tocmai ca să nu-i mai, că eu știu ce mai inventează, da? Preferăm să o facem în silențiu stampa, treburile respective, și să putem să avem și la anul o echipă competitivă.